Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! La începutul lunii august, scorpionii se vor simți obosiți și lipsiți de putere. Energiile cosmice negative, combinate cu un potențial energetic slăbit și instabilitatea psihoemoțională, pot fi agravate de transformări serioase în arena profesională și schimbări ale statutului social. Horoscopul te sfătuiește să accepți situația și să nu te aștepți la nici o izbucnire emoțională. Momentul cuceririi vârfurilor încă nu a venit, dar se va apropia spre sfârșitul lunii. Acum orice contact, sporturi și călătorii au succes. Luna aceasta vei primi o surpriză plăcută de la rude. Dragoste. Scorpionii care au o familie se vor păstra la distanță. Prefer să fii singură, dar păstrezi un contact bun cu copiii tăi și ești mândră de comportamentul lor. Poate să apară o ușoară răcire în relațiile cu un partener. Se va datora prea multor experiențe interioare adunate. În curând va trece. Puneți gândurile în ordine. Doar nu uita să explici celelalte jumătăți comportamentul tău detașat. În august, dragostea puternică este posibilă, dar nu va duce la consecințe grave. Nu te îmbăta cu iluzii, poți zdruncina o nouă construcție cu prea multă autoritate. Acum trebuie să-ți investești toată puterea în familie sau în construcția acesteia. Pentru cei care tocmai au intrat într-o relație, merită să lucreze la respectul de sine. Din cauza faptului că nu știi să te prețuiești, ești foarte geloasă și asta îți dăunează foarte mult. Sănătatea. August este perfect pentru a-ți îmbunătăți forma fizică. Trebuie să transformi mâncarea într-o încărcătură cardio. Un sport excelent pentru tine este aerobic, alertare, ciclism, doar nu exagera. Începe cu antrenamente ușoare și scurte, crescând de treptată timpul și intensitatea. Sportul te va ajuta să depășești obiceiurile proaste, în special fumatul. Orice operație chirurgicală va avea succes luna aceasta. Poți conta pe faptul că vei întâlni medici competenți, iar reabilitarea va fi rapidă. Nu ignora problema tratamentului stomatologic. Dacă nu te confrunți acum cu această problemă, atunci când te doare din nou te poate lua prin surprindere. În august, poate apărea o inflamație pe membranele mucoase. Bolile cronice pot intra într-o fază de exacerbare. Încearcă să nu provoci aceste lucruri cu hipotermie. Banii. În august, scorpionii pot conta pe o atitudine bună din partea celorlalți. Acum este un moment bun pentru a face contacte noi. Prima decadă a lunii va aduce profituri bune. Printre prieteni sunt ajutoare care vor fi de folos. Trebuie să răspunzi mai blând de la solicitările superiorilor tăi. Acum nu este momentul să-ți exprimi nemulțumirea. A doua decadă a lunii va părea puțin mai dificilă. Chiar și necazurile minore pot ieși din matcă. Adună-ți curajul să te înfrânezi și să nu faci prostii. Stimata de sine te poate împinge într-un pas neplăcut pentru a te despărți de jobul tău preferat. Momentul dificil va trece pe 22 august. Apoi privești totul cu alți ochi, ai șanse de promovare și de creștere a veniturilor. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!